După mai multe vizite în primăriile din Olt, consilierii de la prefectură au întocmit o listă cu problemele pe care le-au găsit. Inventarierea anuală a domeniului public și privat. Conțin acte administrative separat. Nu fi grosită păsărâri. Veniți dumneavoastră și ne cereți avizele legalitate pe domeniul public, pe domeniul privat. Cum să vă emite dacă în aceeași hotărâre aprobați și domeniul public și domeniul privat? Nici la capitolul transparență, aleșii locali nu stau foarte bine. Consilierii nu au depus declarațiile de interese, iar rapoartele de activitate nu sunt făcute publice. Rapoartele de activitate ale consilierilor și viceprimarului sunt depuse, dar nu sunt aduse la cunoștință publică. Nici măcar în procesul verbal de ședință nu se regăsesc. Ele sunt întocmite, dar se află undeva într-un dosar la secretar. Nu va fi potrivire de ședința în care au fost prezentate, nu se găsește procesele de afișare. Consilierii locali trebuie să depună declarații de interes. Au avut termen până pe 14 iunie, în localități la care nu se regăsesc. Iar atunci când vine vorba de buget, apar din nou probleme. Una scrie în hotărâre că faceți un buget, altceva că s-ați făcut un buget. Colaborați cu contabilii. Ca ceea ce face acolo, nu copia hotărârea precedentă din nou și de tot dinața numărului. Unii edili majorează cheltuielile de personal și iau bani de la investiții sau de la alte prevederi bugetare, ceea ce este ilegal pentru că trebuie să aștepte rectificări bugetare sau să depășească plafonul de încasări. Nici acum unii edili nu au înțeles că nu mai pot cumpăra orice și oricum. Am mai întâlnit primării care își cumpără de orice, așa, dar fără prevedere bugetare. E infracțiune. Deci asta e cu pușcărie de la 3 luni la 6, de la 3 ani. Dați întâi banii din buget acolo, la capitolul unde aveți nevoie, apoi dați procedura de consiliu de procurare și nu are nimeni nicio problemă. Prefectul de Olt, Silviu Neacșu, a explicat că aceste vizite ale angajaților săi în primării sunt pentru a identifica și rezolva problemele administrative, iar între autoritățile publice și prefectura Olt trebuie să existe colaborare. Suntem aici să vă ajutăm, ne consultăm. Orice problemă ce reține sprijinul și încercăm să găsim soluțiile pentru fiecare din aceste probleme. Vizitele pe care le facem la primăriile dumneavoastră pentru a verifica activitatea secretarului sunt activități de numare. Încercăm să vă ajutăm în activitatea pe care desfășurați.